Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Când voi ajunge acasă, voi posta un vlog, un episod în care vă arăt cărțile mele Fortnite. Fortnite, doamne. Clash Royale. Sau știi ce? Clash Royale. Da, Clash Royale o să vă arăt. Dacă nu le găsesc, că s-ar putea, nu mai țin minte dacă le mai am. Dacă nu le mai am, o să vă prezint alea Fortnite. Deci, nu e așa de lung acest video, doar am vrut să vă zic. Și, da, și în video ăsta o să vă prezint jocurile mele de aici, de la bunici, pe PlayStation, adică care le-am adus. Mai am și acasă, deci acasă unde stau eu, adică. Da, unde stau eu, am o grămadă și atunci și acolo o să fac un video unde îmi prezint toate CD-urile. Deci toate CD-urile. Ok, deci voi reveni imediat. Hei, am revenit, am revenit, da. Sunt cam doar două jocuri, că doar astea mi le-am adus. Deci, haideți să pun camera undeva, să zicem, aici e bine. Da, eu zic că stă, mai stai că mai pun o chestie, ca să fiu sigur că stă, dar nu pun telecomanda, că pun asta. Acum, sigur stă, da, stă foarte bine. Și haide să începem. Era să îmi pierd mingiuța asta. Hai să terminăm cu vorbărie și să începem. Primul joc este pam 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 pam. FIFA 19 este Champions Edition, deci este Champions Edition. Ronaldo și Neymar pe copertă, da? În spatele. Acum să-l deschidem. Pam pam. Ce credeți că este? Normal. CD-ul nu este, fiindcă este în PlayStation. Și aici este FIFA 19, o carte ceva FIFA 19. Dacă cumpărați Champions Edition, o să aveți FIFA Champions League, Division Rivals și Squad Battles, deci și Squad Battles. O să fie. O să văd așa. Deci eu bag înapoi. Și cam atât, adică CD-ul este în PlayStation. Îmi poate să fac un video și cu. Și cu ăsta, cum se cheamă. Și cu FIFA. Vă mai arăt dată fața, este 3 ani plus. Vă mai arăt dată clar PS4. Vă mai arăt și spatele. Astea sunt cam cele. Astea sunt ligile cam cele mai bune, cred că, care le are jocul, adică Premier League, La Liga, LFP și. Adică, nu știu. LFP, da? Ok, nu mai contează și Bundesliga. Asta nu e dacă e o ligă. Nu se prea vede, nici măcar nu focusează, nu se prea vede. Habar n-am de ce că scrie și foarte mic. Ok, s-a prins și lumina. Lumina era stinsă până acolo. Bum, vă arată mai bine. Doilea joc este Call of Duty. Asta nu e a meu, m-am jucat un pic, m-a lăsat tata, dar el și l-a cumpărat. M-am jucat așa un pic, dar vă mai zic, nu e a meu. Este Call of Duty Modern Warfare Remastered. Fața e genială, coperta și spatele e fan. Este, poți să joci la campanie, adică tot jocul. Multiplayer, adică multiplayer știți ce înseamnă. Stai tot de la campanie și tot de la multiplayer. Stai. Și ce am de fapt să faci ca în 2 sau? Nu mai contează. Hai să facă și interiorul, de data asta avem CD-ul.
E foarte, foarte tare cum arată CD-ul. Cărțulia, adică asta este cartea. Toate orașele, cred că. Și Call of Duty WWE. Asta l-are data, e 18 plus. Toată, și tot l-are. Și pe asta se va arăta și CD-ul. Asta este CD-ul. Stai. Arată telefonul acolo. Ce detalii. Și cam asta a fost. Hai să încep să facem. Da. Nu tot așa. Nu, o las. Și cam atât a fost cu acest vlog. Sper că v-a plăcut. E prea lumină. Da. Cam atât a fost cu acest vlog. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like. Share și subscribe. Share, bine, nu neapărat. Subscribe, ok, dacă vreți. Și abonați, vă rog să vă abonați. Dați like-ul și abonați-vă. Ok. Vă las aici. Pa!